Deci, ca un bonus, pentru astă seară, că am vorbit despre îngeri, și... Băi, nu știu de ce, dar am impresia că, deși mie sunt dragi îngerii, dar am impresia că și eu le sunt drag lor. Cu toată nebunia mea din cap, cred că îngerii mă iubește. Bun, și astăzi o să facem o emisiune specială, scuze, știu că am un spate frumos, despre apă. Păi, e cel mai important element, în urmă. Apă. Nu putem trăi fără apă. Putem să trăi fără mâncare, dar nu putem trăi fără apă. Fără mâncare poți să trăiești 40 de zile. Punct. Fără apă, nu știu dacă rezici o săptămână. Cam așa. O săptămână, 10 zile. Deci atât de importantă este apa pentru noi. Apa este prezentă în orice loc pe planeta asta. Chiar și în deșert există apă. Bun, de ce mi-a venit ideea asta despre apă? Pentru că am observat că oamenii nu pun preț pe apă. Apa pe care vreau. Și pentru că am descoperit că, doamne, sunt firme celebre de acum, de apă plată, care, la un moment dat, au îmbuteliat apă de la chiuvetă. Și mi-am să aminte că, la un moment dat, am fost acasă la un tip foarte bogat. Un tip foarte bogat care nu avea foarte multe scrupule în a obține bani. Și pe masa lui de la televizor, unde stătea și se odihnea, era o revistă, nu știu dacă nu Forbes, mă rog, o revistă gândeasă despre oameni bogați, iar pe copertă era un japonez celebru care devenise miliardar vânzând apă de la chiuvetă, în loc de apă plată. Bun. Și atunci, eu am început să măsor apa pe care o beau. Și de ce? Păi foarte simplu. Am văzut o emisiune la televizor și cu un nutriționist. Și nu înțelegeam de ce... Dom'le, bei apă. Da. Și poți să bei 2 litri și nu stă ce se bea. Și să zicem, bei un ceai. Cald. Și ți-a trecut. Și mă rog, domnul respectiv a vorbit despre tensiunea superficială și de faptul că organismul uman asimilează mai ușor cum se cheamă? Ceaiul decât apa simplă. Și atunci, pentru că am verificat și așa e, vă sfătuiți să beți mai degrabă ceaiul decât apă simplă, pentru că vă trece setea mai repede. Și revenim la de ce e importantă apa? Pentru că corpul nostru este în mare parte apa. De ce e importantă apa? Pentru că apa are are beneficitate. Apa păstrează beneficitatea locului de unde a fost scoasă. Apa are un pH, deci are o aciditate. Apa are o încărcătură cu minerale. Apa este un element foarte, foarte complex. Bun. Să nu uităm că până și posturile pe care le dădea Valeriu Popa pentru cancere era dat cu apă. Apă distilată. Adică să nu aibă nimic în ea. Dar apă. Da? Atât de importantă este apă. Și revin la apă. De ce? Pentru că apa are, în realitate este un element de neutru. Ea poate să devină și pozitivă și negativă. Ea este. Nu știu, e ca și Dumnezeu. Este. Dar eu am făcut experimente cu apă. Apropo de stropit, cu apă sfințită, apropo de băut. În momentul în care înțelegi principiul pe care funcționează apa și cum se întâmplă în organismul uman, atunci deja începi să schimbi inclusiv tu
vibrația. Și cum se poate schimba foarte ușor vibrația corpului nostru? Folosind apă. Apă sfințită, apă energizată, apă de la, de exemplu, una dintre cele mai bune ape pe care le-am întâlnit, este apa de la peștera Polovraj. Polovraj sau G? Polovraj. G. G. Nu știu. Și asta era un izvor care nu se aleagă niciodată, se spune izvorul Maicii Domnului, care nu se aleagă niciodată indiferent cât de secetă și care de legitate este vreo 600 din câte țin eu minte, în condițiile în care apa de la Mecca are PFU 400. Și noi avem asemenea izvoare în țară. Cu beneficiate, cu apă, cu beneficiate mari. Dar la Polovraj ăsta pot să vă spun sigur că e cam verificatorie și dacă prima oară când am fost, n-am avut voie să-mi iau, a doua oară când am fost, am avut voie să-mi iau apă de acolo. Într-o sticlă. Pe apă plată. Și are aceeași beneficiat așa. Eu am și apă de la Polovraj și de la Mecca. Când mi-o trag preoții ortodoxi, beau apă de la Mecca. Când o fur din partea în altă, beau apă de la Polovraj. În funcție de mandate și eu, ca să supraviețuiesc. Asta cu apa de la Mecca a fost drăguță, că am avut un inițiat care era inginer și o am de vreo 6 ani, dacă nu mai mult. Deci mi se pare că nu știu dacă nu dinainte, ori dinainte. Și dacă, mult. Nu mai știu dacă înainte sau după 17 septembrie, nu știu când a fost atentatul de la blocurile gemene. Mă rog, n-ai importanță. Ce este că omul a venit și m-a întrebat, ce vrei tu că plec în Arabia Saudită sau nu știu unde s-a dus el. Făcea autostrăzi. Și zic, nu, zic, nu știu, am de toate în România. Chiar nu. Dar zic, adu niște apă de la Mecca. Dar eu am zis așa. Dom'le, și m-am trezit cu omul. Cu bidonul de 5 litri. Cu apă de la Mecca. Zice, dom'le, și n-am pus să mă duc eu. Pentru că sunt păgân. Dar zice, am băgat pe cineva. I-am dat un bidon. Și era 10 dolari bidonul. Da? Apa era gratis, bidonul ăsta. Și mi-a dus apă de la Mecca. Care și-a păstrat proprietății după 8 ani. 7-8 ani. Are aceeași proprietății. Mecca fiind loc unde se spune că Maica Domnului a rămas fără lapte. Și pentru că pruncul era sete, s-a enervat și a dat cu călcuiul în genunchi, călcuiul în pământ și a ieșit un izvor de apă cu care a arătat pruncul. Asta mi-a zis-o un arab. Mi-a zis-o un ortodox. De ce să duc ei la Mecca? De asta. Apa. Ce vă sfătuiesc eu apropo de apă? 1. Domnule, cei care face sport încă nu nu s-au obișnuit să bea apă sau lichid în timpul antrenamentului. De ce vă spun? O să fac așa. Astea sunt vertebrele, da? Faceți un exercițiu de imaginație, da? Astea sunt vertebrele și înăuntru sunt între ele sunt discurile intervertebrale. Și astea sunt discurile. Astea sunt parcă din țesut conjunctiv, dacă mi-aduc bine aminte, dar sunt mare parte apă. În momentul în care scade, ăștia, să zicem, sunt rinichi. Sunt ca niște boabe de fasole, mă rog. Da? În momentul în care scade, deci te deshidratezi, corpul încearcă să-și mențină tensiunea constantă. Și ca să-și mențină tensiunea constantă, trage apă de peste tot. Trage din mușchi, trage din tendoane, trage din ligamente, trage de peste tot. Din organe. De peste tot, ca să păsteze tensiunea constantă. Și atunci, dacă tu supui corpul la deshidratări, saună, saună uscată, aia, aia, și îl deshidratezi forțat, în timp se deshidratează ce? Discurile intervertebrale. Și când se deshidratează discurile intervertebrale, se produce tasarea. Și te întreb de ce s-a făcut discul ăla ca o, ca o șniță. Bătut cu... Se efectiv se turtește. Evident că apar herniile de disc, apar paralizii sau mai știu eu ce.
Din cauza că s-au desfinatat discurile intervertebrale. Și atunci soluția și cel mai important lucru, ce e apa? Știți că s-a descoperit că, de fapt, toate boile se datorează unui deficit de apă la organul respectiv? Și că orice organ bolnav nu are destul apă? Mă rog, sunt niște studii. Chiar o să mă gândesc, o să știu cine mi-a vorbit despre asta și o să aflu și vă spun exact. Apa. Apa în organism. Dacă ficatul sau rinichii nu au destul apă, nu se distrug? Dacă creierul nu are destul apă, nu se distruge? Dacă mușchii nu au destul apă, nu se distrug? Și tot așa. Dacă ligamentele nu au destul apă, nu devin mai rigide? Și atunci e foarte important să beți apă. 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 Că e ceai. Că sunt, ce vreți voi, sucuri naturale. Până beți apă. Bun. Se măsoară apă. Trebuie să măsor compatibilitatea mea cu apă. Pentru că eu pot să fiu, pot să am mai multă nevoie de un anumit tip de săr. Și atunci eu găsesc într-o apă plată. Eu pot să am nevoie de alt tip de săr. Și atunci eu găsesc în altă plată. Se poate întâmpla ca, eu știu, soția să bea, nu fac nicio reclamă, doar la soțul să bea Borsec. Da? Și fiecare să fie compatibil cu altceva. Știți că unul dintre motivele pentru care, de exemplu, pot să fii compatibil, că eu nu înțelegeam, cum doamne să nu fiu compatibil cu un lapte și să fiu compatibil cu alt lapte? Adică unii sunt cu Mili, alții cu Dorna. Unii cu Zuzu, alții cu... Păi de ce? E apa. Apa, iarba, pe care o paște vaca aia și apa pe care o bea și iarba, evident că au altă structură în Transilvania decât au în Moldova. Și decât au în Bărăgan. Și decât au în Oltenia. Cu totul altă. Evident că fiecare va fi compatibil cu alt tip de lapte, cu alt tip de apă. Și atunci, de asta apare compatibilitatea cu alimentele. Că evident că dacă laptele ăla e luat de la vacile din Transilvania, eu poate că sunt compatibil. Dar el poate că nu e compatibil. Și tot așa. Și asta datorită apei pe care o bea acolo. Mă rog, energia locului e ce da. Sunt foarte mulți factori care contribuie la, eu știu, un litru de lapte. Dar unul dintre cei mai importanți factori este apa. Imaginați-vă că apa păstrează în ea, toată lumea zice, e filtrată. E de la chiuvetă, dar e filtrată. E moartă! Apa care este filtrată și, mă rog, s-a trecut prin bazine de, cum se cheamă? De refiltrare. Cum sunt astea? De prin afara Bucureștiului. Nu are aceeași esență și nu are aceeași viață cu o apă plată adevărată. De ce? Se măsoară EBF-ul. O să vezi că EBF-ul apei de la cuvetă e 40. Chiar dacă poate să fie curată, poate să fie pură. De ce? Păi dacă ea a fost prin WC-uri, cum să mai rămână? Nu păstrează informația? Da, dar e drăguț că noi gătim cu apă de la chiuvetă. Noi bem ceai cu apă de la chiuvetă. Cât spun apă plată în ceai? Să duce și ea. Oricum o fierbă. Dar chestia care e la copii, că faci laptele cu apă plată, ar trebui să rămână și la oameni mari. Apa aia, gândiți-vă. Apa asta pe care o bem noi, se duce la nivelul tuturor celulelor și la nivelul tuturor structurilor. Păi, deci, cum să zic eu, apa, indiferent dacă a fost curățată, filtrată, oricum păstrează în ea memoria negativă. Că nu poți să o cureți complet. Una este să iei apă de la 40 de metri, din vârf de munte, și alta este să o iei, să o filtrezi și să o pureți de la, nu știu unde, de pe Argeș din apropierea Bucureștiului. Așa că fiți atenți cu apa pe care o beți. Părintele Argatu n-a putrezit. Dom'le, știa că nu o să putrezească. De ce? E foarte simplu. El bea aghiazmă făcută de el. Ne duceam și umpleam apa, da, gălețile, după care o sfințeam. Păi, în 20 de ani de făcut treaba asta, apa aia nu s-a dus la nivelul tuturor celorlalți. Nu, informația nu s-a impregnat în fiecare celulă, fiecare,
la nivelul fiecarei structuri, în mușchi, în nervi, în piele, în ce vreți voi. Nu era firesc să se întâmple asta. Absolut. Deci fiți atenți cu apa pe care o beți. Bun. Nu mai vorbesc de asta. Vorbesc despre mesajele apei, da? Pentru cei care nu știu, Masaru Yamato, parcă îl cheamă, mesaje ascunse în apă. Să vedeți acolo cum cristalizează apa, dacă a fost energizată, dacă a avut doar un cuvânt spus în ea. Ce înseamnă și ce putere? Sfințirea apei, să știți că nu e de la ortodoxi. Tot budiștii au sfințit primii apă. Chestia cu sfințitul, budiștii au făcut. Cu schimbarea vibrației apei. Da? Am văzut-o făcută la băieții acolo. Cuvântul are puterea de a schimba structura apei. Că atât de sensibile. Și atunci aveți grijă. Când gătiți, cu ce sentimente gătiți, cu ce nervi gătiți, cu... Eu când îi văd pe aia, pe la menișeni de astea de bucătari, că înjură și își bag și își trag și după aia gătesc, mă ia cu jar. Cine mai mă numele acolo? Ei n-au înțeles ce înseamnă să gătești cu suflet. Când îți bagi și îți tragi, mai gătești cu suflet. Ai, gătești cu orice altceva, nu cu suflet. Da? Deci, durerile de încheieturi, durerile de ligamente, durerile de la bătrânețele bătrânilor ăia, când îi debe se mișcă, se datorează blocării energiei renale și se datorează problemelor legate de apă. Ca să dea și mă gândeam de ce... Am văzut eu niște chinezi drăguți așa la 100 și ceva de 17 ani care făceau kata. Clar. Încheieturile lui erau... aveau apă. Nu erau... Învățați-vă să vă hidratați, învățați-vă să vă simțiți organismul. Învățați-vă să vă simțiți ligamentele. Învățați-vă să simțiți ce vă lipsește. Dacă nu măsurați. Da? Și țineți minte. Nu există tasare de vertebre dacă nu e o problemă cu energia renală. Nu există probleme de genunchi sau de ligamente dacă nu au probleme cu energia renală. De ce au sportivii probleme cu ligamente? Nu atât din cauza ligamentelor, cât din cauza apei. Nu se hidratează cum trebuie. Și nu știu cum asta. Avem probleme cu antrenorii care nu înțeleg ce înseamnă hidratarea. Și atunci... Deci dacă eu trebuie să mențin... Deci, imaginați-vă că parcă Lăcătuș la meciul ăla cu... A scăzut 7 kg la meciul cu Steaua când a luat cupa. 7. Au stat lângă el nu știu câte bere a băut ca să poată să facă pipi. Vă dați seama ce grad de deshidratare a ajuns corpului? Și tot organismul, deci ficatul, că sângele, deci ca să-și păstreze tensiunea aceeași, își ia apă de peste tot. Și atunci se mai mică și bușește genunchii și ligamentele și toate alea. Și încheieturile. De aia se deshidratează. Da? Învățați să studiați apa și învățați să beți ce trebuie. Asta este cel mai important lucru. După aia, mâncarea. Bun, să vă fim... A! Masaru Yamato, mesaj ascuns în apă, să înțelegeți ce înseamnă apa și ce înseamnă ea în organismul vostru și să înțelegeți că dacă beți apă energizată, sfințită, cum vreți voi, apă de la Mecca, de la Apollo Brace, unde vreți voi, vă schimbați vibrația corpului și automat veți fi mai sănătoși, mai puțin sensibil la boli, pentru că odată creșterea vibrației, că dacă eu beau apă cu EBF-ul cu 600, evident că schimb și eu vibrația corpului, da? Și schimbându-mi vibrația corpului, automat sunt mai puțin sensibil la virus, bacterii, infecție, etc. Bine! Să vă fie de folos! O seară bună!